Bună seara, suntem la Silviu Munteanu și prietenii săi pe 103 cu 4 la Radio Minus Revenire în forță după COVID-ul vieții. Am mai spus asta odată la începutul anului, revenire în forță și n-a fost să fie așa. Magda Zander, comunicator și organizator de evenimente, este în studio și Narcis Axinte, muzician, pe care cu siguranță îl știți la diverse cântări cel puțin și trupe și de pe la radio și așa mai departe. Treaba este că mi-ar plăcea ca la acest sfârșit de emisiune mare parte din muzicienii din țară și mare parte din organizatorii de evenimente să cam știe ce îi așteaptă de acum încolo și cu ce se mănâncă treburile. Adică hai să lămurim un pic. Odată avem acest monstru din cameră de care o vreme nu o să scăpăm, COVID-ul vieții, Odată avem metehnele care funcționează, cum funcționează aici la noi, în bătătură. De am să spun malul Dâmboviței, dar știu că nu e numai malul Dâmboviței, e și în țară problema. Bine ați venit! Bine am Bine am găsit. Cum merge treaba? Ce Dumnezeu se întâmplă de acum încolo? Cum o să trăiască oamenii ăștia muzicieni de acum încolo? De unde le mai vin banii? Pe mine mă întrebi? Pe tine te întreb. Nu știu. Ok, această emisiune s-a terminat -a ah. Ok, hai să revenim Ca să faci bani în muzică Trebuie să-ți vin sculele Singura variantă nu, nu, Tu tocmai ți-ai luat un pian zis. Da, ca să am ce să vând Un <laughs> mai încolo da. Nu, adevărul este că e destul, de, e destul de, Complicată situația Adică, ok, n-am avut voie să facem evenimente Acum avem voie, dar avem voie Doar la terase, avem voie cu măști Ce facem? Ce face vocalul? Cântă cu mască? Se poate, depinde cât de subțire e masca Dar nu, nu trebuie făcut alte Trebuie să ții o, o mască care ține Ca la, radio băurile și păurile no, știi? O mască cu fermoar mm -hmm. <laughs> Ce de genul Așa, Și acum așteptăm să vedem ce urmează Putem să facem spectacole online Putem să facem drive-in nu același lucru? Nu este același lucru În primul rând că una este Bănuiesc cum se simte muzicianul pe scenă Doi la mână, nu știu Câți oameni cumpără realmente bilete să vadă o cântare online? Am... S-au făcut câteva. Mai din ce știu eu, evenimente, artiști cu care am mai discutat, care au avut online, au fost vânzări între 30 și 500 de bilete la un concert. Acum presupun că dacă ești dai hard fan și vrei să-l vezi, o să-l asculți. Și bine, plus că ne-am plictisit în case. Mai avem nevoie și de altceva, știi? Și astea sunt drive-uri care fac omul să cumpere bilet. Politica asta de drive-in la noi uh, funcționează? Deocamdată nu funcționează. Există drive-in-uri, nu există. Și am înțeles că nici nu or să existe în viitorul apropiat. Mm, drive-in-uri -ă, pentru... Există. Există la Băneasa, există, de exemplu, drive mm -hmm. pentru la cinema. Și nu avem zone unde se poate face concert, sau, mă rog, zone... Am văzut, special amenajate. Am văzut că se face ceva la RUM Rome Rome Expo. Expo da. Acum un festival. cu de, Pe principiu drive -in. Au vrut să facă... Știi că s-a anunțat concertul ei. Care s-a mutat la okay. Verde Stop Arena. Exact. După aceea s-a mutat la Verde Stop, dar s-a mutat... Inițial s-a venit în științare că nu ar fi voie să se organizeze tipul ăsta de evenimente înainte de relaxare. A, asta știu. Știi? Că, și acum pentru că uitat. știu că tiful avea o problemă uh -huh, în genul uh -huh. ăsta, tiful nu se mai ține, da. am impresia, și știu că au vrut da. să meargă pe, pe formula pe de drive și nu înțeleg de ce, sincer, nu înțeleg de ce, nu se poate. Probabil, mai e și chestie de tehnologie până la urmă. Cum aduci sunetul în mașină? Da, că artistul stă pe scenă și își face treaba Sună impecabil, dar tu mm. trebuie să aduci sunetul în mașină frecvență FM la radio să Știi? Faci. Păi așa da. Există acele mici dispozitive uh -huh. Pe care le încarci da, la brichetă știu. Și care, na, mă gândesc Sau că așa ar fi funcționat poți, poți să faci streaming-ul Printr-o frecvență radio goală Și pe, la care să tunezi Din radio mașini. Plus că poți să faci, cred, și video Adică, ai un online și da. îl vezi și pe ecran, îl auzi și îl vezi și da. prin parbriz. Doamne, ce, ce vremuri am ajuns să trăim Jesus. Mi -mi -mi o altă... Pare... Altă modalitate de a cânta, de care am auzit eu, este cu, cu 3D, cu VR. Oculus VR. Da. Se poate să lucrează la, la chestia asta. Acum există adaptoare pentru orice telefon pe care uh -huh. îl pui pe ochi și să facă pe sistem VR. Deci, Cântari. ok. Să poți de să vezi de acasă. Sună, sună supra-realist. Cumva trăim în viitor, dar suntem din ce în ce mai izolați, ceea ce mi se pare... Băi, mi se pare, sorry, mi se pare nefiresc Mă uitam la, la o știre Pe care astăzi am citit-o În Anglia Harvard recomandă Să nu mai faci sex Decât cu mască Pe bune, ok Depinde de mască și depinde În de ce zonă kinky mergi Dar altfel, în mod firesc Pe bune Nu știu la ce te mai ajută, sincer <laughs> Ok, știi ce, ce vreau să știu cum sunt ei protejați acum? De unde le mai vin bani? Le vin bani din drepturile de autor dacă sunt pe radio. Nu sunt toți pe radio. Cine, cine a avut contracte pe drepturi de autor sau este înregistrat cu profesiile liberale, da? primesc un ajutor de la stat. Oameni de genul ăsta. Da? Problema este că sunt foarte mulți artiști care nu funcționează sub nicio formă legală. Nu au o firmă, nu au un PFA, nu fac un contract pe drepturi de autor, vin, cântă și au banii din buzunar și la revedere, din buzunarul patronului și la revedere. Din câte am înțeles trebuie să dai foarte mulți bani înapoi, dar în martie, nu acum, asta mi s-a părut un pic ciudat că îți iei banii acum și nu poți plătești taxele, să zicem dacă trebuie, nu ai voie să le plătești acum de la anul, în martie, ceea ce e ciudat. Am înțeles ce, ce presupune exact asta Adică -ai câți bani ți acum Și cât trebuie să dai înapoi atunci Aproape jumate Din cât îți iei, nu știu câte, e 4.000 de lei sau cât ceva e de Ajutorul mona. e raportat la salariu mediu În funcție de pe firmă economie? OK Și e. în funcție de firmă. Ok, și dacă nu o să ai de unde să-i dai păi Nu mai Se presupune că până atunci Se va da drumul la evenimente Și ai de unde să-i dai -asta tu -a. vorbești de ajutoare, da, banii de banii ăștia de, care vin da, exact. pe profesii liberare și pe părtauri Da, exact da, păi e am auzit. declarația aia care se declarația de venit care se depune în anul următor celui în care ai obținut venitul, știi? Și de aia plătești Îmi povestea da. un, un prieten actor care tot așa a depus niște declarații Am înțeles că trebuie să depui în fiecare lună da, așa. declarația o luna a mers site-ul, cealaltă n-a mers, trebuia, să interzis să dai un e-mail, s-a recomandat să dai e ul e o burbuială la nivel de autorități de tei cu mâinile de cap la capitolul ăsta. Mm -hmm. Pe de o parte. Pe de altă parte, este o burbuială și în lumea lor. Cum bine ai spus, nu au PFA-uri, nu au firme, nu au... Motiv pentru care lor le vin banii cu din drepturi de autor le mai vin de la cluburi nu-și mai au bani. De la cluburi nu-și mai au bani. Pentru că sunt Petreceri private nu-și mai au bani. Concerte online să vândă bilete. Și plus, nu știu, YouTube. Dacă ești în, dacă ai adurile activate, îți mai vin niște bani de acolo, plus diverse alte lucruri. Nici la YouTube este destul de complicat. Cunosc destul de bine YouTube. Trebuie să ai peste... 10.000 de subscriberi, mai nu. Da, 10.000 de subscriberi, da. Și, uh, și cel puțin 4.000 de ore de vizionare și abia atunci intri în calcule, dar asta nu presupune că poți să faci niște bani pe care să, nu, din care să trăiești. Pentru că se plătește la mia de afișări sau la click, sumele sunt foarte, foarte mici și atunci trebuie să ai volume ca să poți să faci niște bani serioși. Lucru care se aplică și la platformele de streaming, gen exact. Spotify sau iTunes sau ceva de genul Da, uite, mai vin și de aici bani, da? iarăși... Trebuie să ai o tonă de player, nu? Exact, trebuie să fii destul de faimos. E în continuare jocul în funcție de cât, cât de faimos ești. Și cât de difuzat ești, iarăși. Practic, cât la sută din, hai să zicem, din trupe, din muzicienii care au oareși ce renume, da? Cât la sută din ei își pot permite să câștige niște bani lunar ca să supraviețuiască, să-și plătească o chirie, să-și plătească o întreținere, să-și ia de mâncare. Ce înseamnă muzicieni cu un oarește renume? Unde încep, care să sunt, hai să zicem, care sunt difuzați pe radio, ok? e destul de complicat să, mai că mie personal mi-e greu să estimez, să zic, da, uite, 10, 20, 50%, știi? Cei mari, da? cei cunoscuți, acolo e clar că nu e o problemă, da, că sunt foarte difuzați, vin bani de acolo, există endorsementuri, există, nu știu, dealuri de reclame și altele asemenea, au studiouri, lucrează pentru alții. Vorbim de underground, că aici este durerea, de fapt. Sunt ăștia care vor să crească. Și chiar și trupele mai măricele din underground cred că au probleme. Eu cred că mai este o problemă. Hai să presupunem că voi faceți o turnarcis, faci o cântare online cu unul din proiectele tale muzicale, iar eu vreau să-mi iau bilet, dar și eu sunt pus în cap de tot soiul de situații și nu mai îmi permit să-mi iau bilet și bănuiesc că foarte mulți din zona asta de susținători de underground, oricât de binevoitori ar fi, S-ar putea să nu reușească să să ducă. Da, da, e total adevărat. Se poate întâmpla, clar. Acum depinde cât de dispus ești și poate ești dispus, dar cum ai zis și tu, nu te ajută financiar să... Na. Foarte multă lume a fost afectată, adică nu vorbim doar de artiști, sunt și oamenii normali, Da, oamenii care au stat, au stat acasă, au fost în șomaj tehnic, unii și-au pierdut locurile de muncă, ăștia sunt oameni care ar fi dat probabil 20, 30, 50 de lei la, pe un bilet. Acum o să se gândească de 10 ori înainte, pentru că nu știu ce urmează. E și nesiguranța asta a viitorului, că... Vine al doilea val, nu vine al doilea val, o să avem voie, nu o să avem voie să facem anumite lucruri, nu știm ce se poate întâmpla, știi. Planurile tale, Narcis, pe, până la sfârșitul anului ca muzician, care sunt? Nu. Știi, ai cumva uh, niște cântări asigurate în hai să zicem, noua dezordine mondială, cumva asigurată, unde hai să zicem, avem o cântare într-o zi și știm sau putem să sperăm că 100 de oameni vor plăti niște bilete. Deocamdată deocam până acum au fost toate planurile, s-au încheiat. Așteptăm momentan, cu, odată cu redeschiderea taraselor, să vedem dacă se primește vreo ofertă, să oferă niște condiții de cântat. Deocamdată așteptăm, mai trebuie să mai stăm vreo săptămână, două, să ne dăm seama, dacă nu, o să trebuiască să ne găsim de muncă. În în un neva. Tu da. spuneai, Magda, vorbeam cu tine mai, mă rog, înainte să intrăm în emisie, am văzut s-a dat voie să ai maxim 500 de oameni la o cântare. Da. La o, adică, 500 de oameni nu este puțin lucru. Dar unde găsești locuri? Unde găsești Unde locuri, terase? Exact. Unde găsești terase? În aer liber. În aer liber, cu 500 de locuri, care să presupună și celebra distanțare de socială. De fapt, unde te găsești terase cu vreo mie de locuri ca să poți să vinzi 500, care să aibă și condiții de sonorizare bune, prea găsești. Plus că mai e chestia, am auzit că și inclusiv patronii de club, de terase de așa riscă să dea faliment vara asta pentru că fel, -au, au lucrează la sub subjumate din capacitatea lor și plătesc aceleași taxe și aceleași... Da, zi. noi în agenție lucrăm cu un grup mare care are multe locații în București și a fost o problemă reală. Gândește-te că ai de plătit chiria la 20 de locații. Ok, s-a tăiat la jumătate, dar tot ai de plătit. Iar ei. cei care încasează chiria nu vor să o scadă. O Iar cei care asta. încasează chiria, da, în unele cazuri nu vor să o scadă. Dacă sunt persoane private, particulare mai ales, nu prea înțeleg. Bine, acum gândește-te și la ei, că ei depind de venitul ăla, că unii trăiesc doar din asta, da? Ai un teren, ai închiriat, trăiești din banii aia și dintr-o dată ți s-a redus și ție la jumate. Adică este un efect în lanț aici, nu e... Da, dar varianta este... primești jumătate din bani până ne punem pe picioare sau nu mai primești niciunul pentru că nu mai că poate închide. nimeni să plătesc, da? da pentru că, că se închide. Da, unii înțeleg. Majoritatea au înțeles lucrul ăsta, mă rog, a ajutat și legislația, a, știu cazuri unde a fost destul de complicat să se ajungă la o înțelegere. În același timp, pe lângă artiști, mai au de suferit și tot personalul tehnic care se ocupă de scenă. Bineînțeles, da. Adică, pe lângă noi care stăm pe scenă, mai sunt, de cele mai multe ori, dublu sau triplu oameni care lucrează la scenă. Exact. Care, efectiv, doar cu asta se ocupă și eu, ca, ca să faci, cumva, performanță, trebuie să-ți dedici 100% din timp și dacă ai făcut asta ani de zile, acum te-ai trezit, cumva, pantaloni în vine, să zic așa. Am văzut, nu m-am în am înțeles că la nivel de uh, cluburi, terase, restaurante și așa mai departe, sunt vreo 300 de mii de oameni care brus nu mai au joburi. Oamenii ăștia uh -huh. erau cumva susținuți și de cântările voastre, că venea lume, că... Mă rog, mai treau din... Era un ecosistem, da. Da, și brusc, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Tot așa trăiesc de la niște ajutoare de la stat care nu Până acum au fost ținuți în șomaj tehnic, da? cei care au fost angajați cu carte de muncă, cu șomajul tehnic plătit de stat. Acum asta nu mai cred că mai e valabil și în iunie, mai plătește statul ceva. Recunosc că nu am citit încă noile norme. După care cei de exemplu pe service, da, ospătari, picol și așa mai departe, mulți pleacă la mare. Pentru că se va da drumul, da? avem voie să mergem la mare, avem voie să mergem la terase, eu mă aștept să fie destul de buluceală, da? că lumea este neeșită de foarte multă vreme și e oboseala asta care s-a, psihică care s-a instalat și mulți asta vor face, vor pleca la mare. Puteți să vă imaginați cum va fi vara asta, să zicem, în vama veche? <sus> cum vor fi partiurile acolo, plin de mascați? Plin de poliție, da. care trebuie să aibă grijă să impună distanțarea socială, Uuuh. plin de amenzi, nu mai poți să fumezi un joint pe plajă și așa mai departe. tot o altă poveste, cu dansatul undeva, fiecare, el singurel în spațiul lui, înăuntru nu poți să intri, știi, că sunt locații care vor avea ce face omul. Scoate barul afară, scoate boxele și lumea stă în fața locației, pe plajă, că n-ai unde. În altă parte tot pe principiul tău, că îi bere și te duci Exact, da. mă gândeam dacă poți să faci acolo un soi de drive-in pe bază de donație, dar nici nu cred că funcționează foarte bine sistemul ăsta la noi cu donațiile. Nu. Nu, chiar am observat de-a lungul timpului că atunci când organizezi un concert caritabil îți vin mai puțin oameni decât dacă ai pune, faci un concert pur și simplu normal cu același line-up. S-au amânat festivalurile anul ăsta. De la voi am aflat, există câteva festivaluri în lume care sunt asigurate la... mă rog. Există acest produs al asigurator asiguratorilor de antipandemie, da? Te-a lovit pandemia. Eu citisem despre Wimbledon, da? Că au făcut... Deci în, în caz de forță majoră... În caz de forță majoră, da, există compania de Ca uh -huh. A venit pandemia, n-ai putut să organizezi evenimentul, ți-ai luat banii. Am înțeles, ceea ce în niciun caz nu se întâmplă aici. Festivalurile nu-și permit banii să plătească o asigurare. Mă, ar, nu știu dacă au. Ar trebui să se poată, da. Nu știu, știu dacă au uh -huh. asiguratorii noștri produsul ăsta, nu? Nu pot să-mi dau cu părerea, dar din câte știu eu și și afară, iarăși era o rubrică unde bifai mai multe lucruri de forță majoră, printre care și pandemia, ceea ce mulți nu au făcut în a lungul timpului, că au făcut de cutremur sau de acte de violență sau mai știu ce se poate întâmpla. Și aia cu pandemia n-au bifat-o câțiva. Asta am citit pe, pe diverse publicații. Dar s-au mai fost cazuri, cred că Hellfest, s-ar putea să mă înșel, unde se ceartă și acum cu asiguratorul că ei au bifat acea căsuță cu pandemie și nu și-au luat încă banii de la asigurator. Da, deci se întâmplă și la case mari. Da, case mari. Noi, oricum, e complicat. Adică eu recunosc că nu mi-ar fi trecut prin cap să mă asigur pentru împotriva pandemiei. Păi, nu. Pune... Aici trebuie să-și dea cu părerea un organizator. Da. <laughs> nu, este e complicat, dar la noi nici nu știu dacă există în produsele. Asiguratori, asiguratorilor așa ceva specific, știi? Că da, în afară, în state, de exemplu, sunt convinsă că există, nu știu, și dacă treci strada și te calcă pisica, habar n-am. Dar la noi e mai complicat. Știi, este o treabă de viziune, în primul rând, și mă rog, mai o treabă de eficiență în zona asta a instituțiilor statului găsești din ce în ce mai puțini oameni realmente competenți, pentru că nu mai vor să lucreze acolo, pentru că e un sistem care pute de la cap la coadă și ți ia realmente lehamite. Asta e exemplu clasic pe care pot să-l dau, este Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică s-a probușit pentru că oamenii competenți nu au mai reușit să stea acolo. Mai devreme sau mai târziu, sau deja cumva se întâmplă și aici. În mod normal, statul cumva ar trebui să faciliteze și genul ăsta de activități pentru că lor le vin bani din impozite. Și cumva ar trebui să se inventeze ori drive-in-uri, ori orice alt tip de sistem ca genul ăsta de evenimente să aibă loc într-un fel sau altul odată pentru că vin bani, doi la mână pentru că era o celebră statistică, oamenii care se duc mai des la concert sunt mai fericiți și mai liniștiți la cap. Și na, să-l pe anarcis pe scenă, pentru unii dintre noi poate fi o bucurie, înțelegi? Dintr-o dată sunt vădufită de treaba asta. Păi, și ce vrea? acum? Vrei să-ți facă statul, să vină cu infrastructura? E un pic... Un pic complicat ca să faci asta. Adică, din punctul meu de vedere, întotdeauna trebuie să încep de jos, nu de sus. Pentru că de acolo, de la firul ierbii, se vede exact care este situația, știi? acolo simți, simți care e nevoia, ce mă doare, n-am mai aia, n-am mai am nevoie de. Și încep să construiești, știi? Și noi ar trebui cumva să ne combinăm să lucrăm împreună, da? Și organizatori, și trupe, și tehnici, și ce vreți voi, da? Să ne adunăm toți din ecosistemul ăsta și zicem, băi, hai să facem o treabă. Pentru că altfel, dacă așteptăm să ne vină de undeva, nu apă. Ok, și cât de complicat este să vă organizați? Că bănuiesc că ar trebui să înceapă asta dacă n-a început deja. Să înceapă asta? Da. Trebuie să existe deschidere, că nu e complicat. Știi? Na, oamenii trebuie să fie dispuși să treacă peste orgolii, să treacă peste ce s-a întâmplat în 1900 toamna și să-și vadă interesul. un lucru care nu se prea întâmplă, de multe ori. Bă, bănuiesc că nu numai aici la noi. Cred că e un univers salvalabil. că nici nu e cea mai mare prioritate a statului să fie la noi chestia asta cu evenimentele, că, bănuiesc, iarăși nu, nu cred că e cea mai forma de, în care aduce cei mai mulți bani la noi în țară. Cred că mai, mai degrabă turismul sau alte lucruri de genul ăsta au de suferit și acolo s-ar investi mai repede sau s-ar găsi soluții mai repede decât nu, suntem, nu avem aceeași forță artistică sau așa culturală a, cum are Anglia sau Germania. Sau pe de altă gen. parte, hai să-ți iau acest exemplu clasic, ai litoralul românesc. Litoralul românesc, basically, într-o lume normală, da? funcționează 8 weekenduri pe cam 8 weekenduri pe an, da? Și întotdeauna el se umple de la periferie. Ai lumea la Mamaia Năvodar și ai lumea la Vama Veche. Și în momentul în care începe să se umple și așa, vine cumva spre centru și... Lumea care se duce acolo, mai ales în Mamaia, mai ales în Vama Veche, băi, se duce și pentru evenimente, pentru că ai o cântare, ai un clubbing, ai o, ai o poveste de genul ăsta. Ai niște oameni care trăiesc din treaba asta și pe care odată nu, nu trebuie să-i mai, sus, să mai susții, doi la mână îți vin niște bani la buget. Aia care sunt. Decât să nu-ți vină nimic și să uh, și să fiu obligat ca stat să-i să susții pe oamenii ăștia într-un fel sau altul, mai bine cumva facilitezi treaba asta. Aici ne întoarcem la formele legale de organizare de diverse lucruri. Dar unde -s, care sunt bubele care păi, se întâmplă ca la. Cap, la le, la, în zona asta legală? Ok, în zona asta legală. Artistul este plătit cum este plătit. Nu există, nu se înregistrează nicăieri venitul, nu există impozit la stat. Uh, localul, clubul vinde, să zicem, fără bonuri sau vinde, nu știu, dă mai puține bonuri, înregistrează mai puțin ca să plătească mai puțin impozit. A? Uh, și atunci se formează o reacție. Cervicioză. E un lanț, așa, un cervicios. Unde tu zici, băi, trebuie să mă ajute statul. Și statul, ăsta a fost un caz, uh, un caz recent, da? Horeca. A ieșit uh, domnul ministru Câțu și a spus uh, atunci când se discuta dacă să se deschidă sau nu. Da? Horeca reprezintă cât era, 2%, 3% din PIB. Putem să mai suportăm încă o lună pierderea asta. Dar, de fapt, Horeca nu reprezintă atât de puțin. Reprezintă atât de puțin pentru că nu sunt înregistrate nu sunt făcute formele legale, da? Și aici este și problema statului, pentru că taxele sunt incredibil de mari. Adică un local, dacă stă să pună totul pe hârtie, trebuie să facă niște mega încasări ca să simtă ceva patronul să mai bage și ceva în buzunar, pentru că altfel facem muncă patriotică. Adică ar trebui veni din două părți, știi? Odată statul să mai relaxeze un pic taxele, și pe cealaltă parte, toți cei din zona asta de umbră, să zicem, să înceapă să iasă la lumină. Și atunci, bă, nu ies eu. Referitor la ce ziceai tu cu Marea și cu, știu, poveste de la colegul meu, bivos, care cânta cu el negru și nu știu, cred că mai cântă și acum. Toboșarul Care a avut concert în Vamă, unde a fost, nu știu, 100-200 de oameni mai puțin, din câte am înțeles. Au terminat cântarea și au strâns colele, s-au pe plajă la stuf, și ceva de oameni care cântau ploaia, care nu au fost la ei la concert, dar erau, era full, toată lumea cânta odată cu melodia în ploaia. Nu Am înțeles. Bă, astea ale... Se poate situațiilor. Mă rog, da. A fost trupa la 2 metri de tine, care a venit să a cântat live. Nu, nu a fost interes. Nu mai am știu cine povestea, o... cred Cornel Ilie Lie povestea. A avut o cântare la Cluj și a doua zi a primit un mesaj pe Facebook. Așa, mamă, ce mișto, eu nu știu ce piesă, dar la Cluj când veniți? Păi am fost aseară. N-am știut. Mă rog, așa. dar nu cred că e problema neapărat de promovare. Era oricum în, în canalele de comunicare ale trupei. În fine. Da, știi cum e că ce postez pe canalele de comunicare ajunge la 20-30% din oamenii da, interesați. Da, și asta e adevărat. Dacă ajunge și la ea. Și asta e adevărat. De, concluzionând, cumva sună foarte sumbru ce următorul an de acum încolo. Adică toate festivalurile care trebuiau să se întâmple anul ăsta s-au mutat pentru la anul. Dumnezeu știe ce o mai fi și la anul. Domnul Arafat ne-a anunțat de curând că s-ar putea să nu se mai întâmple mare lucru anul ăsta în afară de un eventual val 2. Eu, eu cred că nu o să fie chiar așa și îmi place să cred că nu o să fie. Măi, nu poți să oprești, nu poți să oprești lumea să, să muncească unul la mână și doi la mână nu... Ei sunt întotdeauna contrazis de statistici și nu înțeleg de ce lucrurile nu funcționează ținând cont de niște statistici. Numărul de îmbolnăviri nu este unul îngrijorător față de alți ani. Păi. Numărul oamenilor care au murit la nivel mondial nu este mai mare decât cel de anul trecut când aveam această pandemie. Da, nu asta e problema. Nu numărul, ci supraaglomerarea spitalelor. Asta e de fapt problema. De aia s-au dat toate măsurile astea. Într-adevăr, dacă stai să te uiți oamenii care au murit să zicem că sunt tot pe acolo ca numere, da? Dar este un virus foarte agresiv, care... foarte contagios. contagios, și te ține cât? Două săptămâni dacă ai luat-o, făcut o formă gravă, te-a ținut două săptămâni în spital pe ventilator, nu? Gândește-te că un spital are cât? 20 de ventilatoare, un spital bine dotat. Și îți vin 100 de oameni care au nevoie. Ce s-a întâmplat în Italia? S-a întâmplat în Spania? Am avut, cred, la Slobozia, sau unde a fost acel caz în care era un singur bolnav de COVID și s-a și ținut spitalul gol pentru că era. Bine, astea acel... sunt aberații, da? Aici mai trebuie să intervină și judecata omului, zic și eu, adică mai bine, tot de la minister ar trebui să vină niște ordine. Oi, nu ții un spital gol când e unul singur. Și poate alții, că în perioada asta problema a fost că erau alții care aveau nevoie de acces la servicii medicale și nu au putut ajunge. Băncile nu se implică în acest aspect nu. pentru că s-ar putea să fie și în interesul lor la un moment dat să bage niște bani pe care să îi recupereze în timp cu profit. Nu ar fi bănci dacă s-ar <laughs> exact. numi altfel. Exact. De ce? Uite-te la IMM Invest. Ce s-a întâmplat? Nu m-am mai uitat, recunosc de săptămâna trecută când erau 10% aprobări, 10% din firme aprobate, nu m-am mai uitat ce s-a întâmplat. Dar ăsta este un program lansat de o lună și ca să ajute firmele aflate în dificultate. Ieșim din starea de, ieșim din starea de urgență, ieșim din starea de alertă și tot nu se întâmplă. Pentru că există niște norme care nu sunt îndeplinite de foarte multe dintre firmele cu probleme. Care sunt normele? aici? unde sunt bubele? Mă, e complicat de... Aici nici eu nu le știu pe toate, nici băncile nu... Omul din bancă nu știe exact ce mi s-a comunicat și mie. Noi avem un soft unde introducem niște... Introducem financiarele și alte informații și ne spune dacă sunteți eligibil sau nu. Și voi nu sunteți eligibili. Că n-ați avut activitate pe trei ani, că cifră de afaceri mică și așa mai departe. Acum înțeleg că se vor schimba o parte dintre norme. M-au sunat și pe mine să mai așteptăm puțin cu cererea că se schimbă normele. Părerea mea e că o să ieșim din pandemie și tot nu o să se întâmple, da. Asta e partea a doua. Da, ceea ce ar fi surprinzător pentru toată lumea, bineînțeles. Gândește-te că pe IMM Invest, între IMM Invest și o linie de credit sau un credit normal, este o diferență de două puncte procentuale sau unul și ceva la dobândă. Îți dai seama că la volume mare asta contează. Unde e interesul să dai prin IMM Invest? Unde faci profit. Da, am văzut. Am mai văzut și niște reportaje unde se trăgeau niște semnale de alarmă. Acum să vedem ce se întâmplă, dacă se mai schimbă, dacă se mai au alte decizii. Practic voi, da? Cum, cum ați gestionat toată perioada asta? Ce Dumnezeu ați făcut în casă? Am compus, aveam, aveam planificate două lansări, una cu Turetrulet și una cu Jujac. Care cumva s-au întâmplat. Uh, nu, nu chiar. Adică am început să scoatem câte o melodie, câte o melodie. Ceea ce s-a întâmplat în schimb, că... în cauza că erau programate multe concerte și nu aveam timp să... La tură trebuia să facem album, dar după aia ne-am dat seama că nu ne încadrăm să terminăm album. Chiar dacă piesele erau în mare parte... N-ați avut timp acolo. sau? N-am fi avut timp să-l facem și așa că-l făceam EP, jumate lansam, adică 5 piese lansam acum în primăvară și restul de 5 în Și cu că aveam de făcut album pe 6 mai, care se transformă în album dublu între timp, s-au compus foarte multe melodii așa de plictisală sau, sau eu cel puțin mai am vreo 17-18 de terminat deja din alea începute, plus sale alte de le tot am în vreo 2-3 ani, deci cumva a fost izolarea asta depinde de la caz la caz, te faci mai creativ sau cel puțin la mine și a fost la joja la fel. Deci acum în loc să scoatem EP vom scoate direct album când se va putea, 12 melodii și la Jojac vom scoate album dublu. Cred că și... cumva această pandemie și această izolare care a venit peste noi dă de lucru antropologilor și sociologilor două vieți de acum încolo pentru că uite-te ce se întâmplă acum, când cumva s-au mai aerisit restricțiile și pur și simplu lumea pare că a explodat, a fost ca o oală sub presiune. mi au caminte aminte când, când imediat după ce s-a terminat starea de alertă, am văzut un taxi răsturnat la Dristor, am mai văzut nu știu ce accidente în oraș, pentru că a ieșit foarte multă lume, oricum primăvara după ce să stă o iarnă întreagă, stă lumea în casă în betoane, oricum când în primul weekend mai cald iese lumea puhoi. Acum pur și simplu lumea a, -a luat o raznă, realmente a fost această repetuală sub care a explodat și Dumnezeu știe, nu mai știi ce Dumnezeu o să se întâmple săptămâna viitoare în momentul de față. Într-adevăr, să trăiește de pe o zi pe alta, acum cu informația asta. Tot aștept să vezi ce poți să faci, ce n-ai voie să faci. de e cam greu să-ți faci planurile anul ăsta, în principiu. Da, poți să faci niște planuri generale, da? spun, băi, dacă se întâmplă, dacă am voie, dacă, 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 fac asta. Bănuiesc că oricum să-ți faci plan este mult mai sănătos decât să nu-ți faci niciunul. Evident, da. Și astea sunt cu semnul întrebării și vedem... Cu o zi înainte se poate schimba totul. Când am fost, păi și când s-a declarat starea de urgență, eram cu AG, stabileam concertul, turneul, da? Și ziceam ce facem. Că uite, au mai crescut cazurile, ia uite ce se întâmplă acum, bai, știi că la momentul respectiv habar n-aveam ce se poate, ce eram în faza de. e doar o gripă, e ok. Și până la urmă am decizii, hai, hai să anulăm și să reprogramăm până în, pentru mai. Eram în martie, da? în mai o să fie ok. Suntem în iunie. Și cum a rămas? Îl vedem pe IG live anul ăsta? Da. Cum? Da. <laughs> cum, când, ok. O, o, o să-l vedem, o să-l vedem, cel puțin, cel puțin online, o să-l vedem live. Acum sperăm să-l vedem și fizic. Terase, poate din toamnă, dacă se dă drumul la spectacolele indoor. La festival, la Tușnat, că tocmai se reprogramează pentru septembrie. E un festival micuț și uh -huh. acolo oricum nu, nu, nu cap mai mult de 500 de oameni. Și am zis că sta o să se facă și acolo putem să... Deci, în cazul fericit în care nu o să vină și valul 2 și nu o să fim din nou sechistrat exact. în casă, ceva ceva la anul ăsta o să se da. întâmple, cât de cât. Adică ceva trebuie să repornească. La fel și în cazul nostru, adică ce concerte au fost anulate din primăvară, au rămas să fie reprogramate. Adică nu s-a anulat până acum, cred că unul sau două din cele multe care urmau să fie. Unde trebuie să cântați? Pe la Sibiu, în București, mai multe locuri și nu mai știu, ne avem la Iași, Uh, și cred că și la Cluj. Nu le mai țin minte că mi-au ieșit din, direct din memorie din momentul în care am aflat că s-au anulat. Și, și el au rămas, au rămas cumva că se întâmplă și să, să, urneze, Suntem... să se confirme data în funcție da, de... Exact, exact. Ok. Asta e momentan. De, la fel și noi așteptăm să vedem săptămânile astea ce se întâmplă, dacă nu... Construcții sau... Ce <laughs> Asta e de obicei momentul în care ai o situație de criză economică sau de orice fel, întotdeauna investiția în infrastructură ar trebui să să ridice o țară, să nu zic statul și așa mai departe. Pe de altă parte, băi, vine vara și, ba e, ceva cumva trebuie să se întâmple. Unde Dumnezeu poți să ai o cântare de 500 de oameni după cum în cum Diamază, București? După cum ți-am zis și data trecută cu exemplul cu el negru, adică chiar nu cred că... Contează așa de tare, nu era lumea, mai suntem noi câțiva, foarte puțin. Restul sunt, ca exemplu, am avut la Sibiu, cred, un concert și pe drum, pe Valea Oltului, era atât de aglomerat încât am oprit la Călimănești. Era foarte aglomerat. Am zis, de ce să stăm în mașină? Stai să bem o bere aici cât până să termină traficul și dăm mai pe seară. Și acolo am văzut de fapt că ai 60% din România, acolo e, nu la noi la concert. Să vezi treaba. Era extraordinar de ai Aia e România reală. Nu ceea ce... în cu nostru ăsta puțin puțin de tot. Și Reprezentăm ce spui? 5%, de altă 10%, parte... 10 cu indulgență? Poate. Pe de altă parte, mă gândesc că după toată uhum. izolarea asta, lumea cumva este și însetată. Adică ima imaginează-ți totuși că ai putea să ai niște încasări uriașe la primul festival sau la primul eveniment de genul ăsta. Că o să vină lumea Se prea la un poate. moment dat. Am avut cu Alec injec la... După colectiv, la vreo două-trei săptămâni. Și a fost extraordinar de multă lume. Am avut un control concert mai mult, ca de obicei, tocmai din cauza asta că era setea de cântări și nu cred că au venit peste jumate din oameni, nu cred că știau cine eram noi, dar au venit din cauza că era era primul concert de se întâmplă după perioada aia. A fost primul concert, voi era dat? Cel puțin în control a fost primul, da. Uh -huh. Și a fost arhiplin, n-am mai avut nici de atunci încolo. A fost foarte, da, deci e, e posibil să întâmple și chestia asta. Am cea mai vorbit cu reprezentanții cluburilor de până la noi. Este posibil să dea în or oricine nu-i merește mm. cântarea din ziua respectivă. Da, eu nu-mi fac probleme că nu ar vrea publicul să vină. Eu fac probleme dacă vor mai avea bani să vină cei care. Da, și asta vreau e. Să vină, da, este asta e problema, asta. că mm -hmm. dorința există, e clar. Unde Dumnezeu în București? Da? Suntem în București. Ai un loc unde poți să faci o cântare în care lumea să stea la distanțarea socială impusă și să intre într-un număr mare. Care sunt locurile? Arene? Expo, Verde Stop Arena. La Înțeles. Verde, da. Cuanticul. cu în curte, da. Sunt locuri unde se poate cânta. Și din punct de vedere al organizării acestui loc cum Dumnezeu îi pe oamenii a distanța socială? Adică, ok, avem scena, voi pe scenă trebuie să stați. mă rog, să părerea, mai în fine. ce te faci dacă sunt membru membri informați? Da, da, da. Mai pui o scenă. Nu, că se consideră că sunt familie și... Da, suntem... Știu că mi-aduc aminte de o trupă cred prin 90 care avea un show extraordinar cântau fiecare în, în săli dar când fie, cânta fiecare în, într un colț al sălii. Și că, tu stăteai în, în centru și un o casa de. Acertul de... pe care l-am avut cu Georgea în pandemia am fost doi în cameră, unul la un etaj, doi la un etaj, doi la alt etaj. Și a fost făcut prin stream. Prin, prin da, link. plus ok. Hai să luăm acest exemplu al cuanticului, da? Cunoaștem locul, cunoaștem terasa aia cum îi ții pe oamenii acolo? Bași poliție, bagi bodyguards bagi... care o să vină tot timpul, stai cu o, ba, o, bere în mână și vine unul și se spune, băi, vezi că te-ai apropiat prea mult. Mm. Mă gândesc că e pe aceeași principiu cum s-au dat drumul la terasă, adică vor mm. fi locuri, dar vor fi la masă. De da, locuri fost. la masă, regulile afișate clar, cine nu le respectă și vine poliția și amendă, răspund. În fel de pe propria răspundere. Exact. Păi nu prea văd cum poți să faci. Așa să dai drumul la oameni, nu. Trebuie să pui mese și scaune și să, să stea în da. grupulețe. Plus că scade capacitatea, asta e limpede. Da, mm -hmm. jumătățește chiar oricare ar fi locație. Cu doar patru oameni la masă, doi metri între mese... Cum ziceam, da, e riscul să, să intre în faliment, inclusiv cu terasele deschise, pentru că, nu, sunt chirii la și personalul trebuie plătit, asigurările medicale la fel și așa mai departe. Da, pe de altă parte, știi, să nu le faci că nu merită nu e ok să le faci și să ieși pe minus sau... Bine, dacă faci concert pe bilete, teoretic tu ca și club nu ieși pe minus. Că și artistul și biletele, tu ți iei consumația și aia e. Problema e când trebuie să plătești un fi de artist și nu știi dacă scoți banii din bar, din bucătărie, din ce faci tu acolo și din bilete la jumate, da. ce bucurie este atunci, uite, la control de pildă, când este soldau, ce capacitate are control? 450 450 de oameni. Brusc, Parc. cred că în sala aia nu vor mai fi mai mult de 100 de oameni, probabil. Cred că și e mult și 100 la. Dacă nu-i țin da Știu că au fost uh, astea animist sau alte unde s-au făcut uh -huh. proiecții și tot așa era pe scaune treaba, că era cu proiecții și nu știu câți era 70 da, știu, sau ceva, ceva, de gen. gen. Acuma... da, erau puse una lângă alta scaunele, adică nu erau... Da. Da. Iar drive ul despre care ziceai de la Băneasa este funcționabil în momentul de față? Se întâmplă ceva acolo și Ca nu știu Ca și cinematograf, eu știu că e funcționabil. Acum nu știu dacă poți să faci și concert. Știu că vorbeam noi la un moment dat, vorbeam mm -hmm. cu, cu Liviu și am zis că să facem un eveniment și am luat în calcul să punem una pe telefon să întrebăm dacă se poate. Adică mă gândesc că până una alta este singur, cam singura soluție care ar fi viabilă să mai miști ceva. Un drive-in? Da, Sau... niște parteneriate media, o investiție într-o tehnologie în care, care să presupună. Și scoți bani. <laughs> Tu te poți imagina pe scenă cântând la niște mașini? Cu niște oameni în mașină? Adică nu e un pic pe dos? Eu zice Bă, da, prost, eu, dacă am să prind un loc acolo la, la cântare, sincer să fiu, că asta e altă chestie. Dacă s-ar da drumul la lucrurile din genul ăsta, sigur noi din Andorgana n-am fi primit pe listă. Adică sigur s-ar alege ceva care are marketabil și știe lumea mai de da, adică dai ei, seama că bă, că trebuie să vinzi bilete, da? Investești ce, ce, în na, tehnologie, înțeleg, investești... Cumva, înțeleg, cumva... Yeah. Nu e bine, dar e bine, dar nu e bine. Pe, mă gândesc că faci un fest, la fest vin mai mulți, mai multe yeah. trupe și atunci o dată, ai niște nume, hai să zicem, mai mari și ai și zona asta de underground. Mm -hmm. Pe mine mă interesa vibe-ul pe care îl ai ca artist pe scenă, că una e să cânti și să primești reacții, și una e să auzi, ce să auzi? Niște aplauze, mai scoate unul mâinile pe... Da, claxoane și mâinile pe parbriz. Claxoane, și... lumea este inventivă. Poate să-și iau un... Să ții niște flash în ochi, a, da. Așa. Și acum toată lumea flash-uri. Aprindeți bricheta. Aștia sunt de vedere și mi-am făcut special de scenă sau și de soare, evident. Dar mare parte am făcut pentru stroboscoapele de pe scenă. Deci sunt obișnuit. O, oh, le-am oprit unul cu stroboscopul fi... ăla, strănut mereu de la ele. Dacă... <laughs> dacă ar fi să dea cu flash mă descurc. Ideea e că, ce să zic, e aproape la fel ca la radio. Am mai vorbit despre chestia asta. Adică când ești la radio, n-ai public decât pe cei din platou și tehnicienii și... Mă, cumva tot simți că ai concert. Da, da, tot ai pe cineva și oricum la radio cânti câteva piese. Într-un live mă gândesc că ai totuși o cântare de da, cel puțin jumătate de oră. Da, altfel show, poți să, să ai niște visuals, niște nu știu, mașini de fum, niște... Ce, Plus reacția oamenilor de, de acolo de... care, pe care o încasezi, Energia mai ales vreodată. De... Da, da, mi se pare, mă rog, în fine, pe de altă parte... Cred că genul ăsta de investiție, de dry -in uri pe aici, pe colon, hai să zicem în marile orașe, uh, Căci așa se cântă în România, se cântă în câteva orașe, ori orice trup ai fi. Cânți la Cluj, cânți la Iași, unde mai cânți? În București? Sibiu, Sibiu, Timișoara. Timișoara și Constanța, probabil. Constanța. Vama veche peste vară, ok? Cam astea sunt. Cam asta probabil ar fi viitorul pentru următorul an. Niște drai vinuri. e stai puțin, că măsurile se vor relaxa. Acum... A... COVID-ul vieții, COVID-ul vieții, dar nu să stăm închiși în mașini și nu o să mai ieșim nicăieri la concerte live decât în drive-in-uri, pentru că... Știi? Da. Nu știu dacă e se vor relaxa. Domnul Arafat spunea că s-ar putea să vină să ne așteptăm la valul 2. Nu că s-ar putea să vină să ne așteptăm. Ok. Așteptându-ne la valul 2, înseamnă că până la anul... Povestea asta... Sau în următorii trei ani. Sau în următorii de unde trei ani, da, exact. Povestea asta trebuie să supraviețuiască cumva. Genul ăsta de business. Și atunci, ce alternative ai în afară de acest drive-in? Drive-in online? Dacă le este treaba cu VR-ul, iarăși e o chestie VR interesantă. Iar asta cu VR-ul, eu știu că am văzut. Ce este VR-ul? Pe pentru realitate virtuală. Okay. Spui. spui niște ochelari? Da, acum poți să spui... erau înainte adică sunt și acum azi, dedicați, azi, dar azi. acum există niște mecanisme pe care le pui pe și spui telefonul. Mm -hmm. uh, orice telefon ai și îți dai efectul de 3D și de 360. Să filmează cu o cameră 360 uh -huh. lucru care e deja de mult și practic ai... Te uiți pe scenă lângă. <laughs> da, nu trecut lângă. am văzut o demonstrație uh -huh. de genul ăsta, experiență de festival. Filmat în nu mai știu în ce festival, cu cameră 3D, m-am pus... Eram, efectiv, eram un festival. Și uh -huh. din punct de vedere sunet, adică feeling-ul e foarte mișto, e foarte interesant. E imersiv din cauza da. Și asta este o variantă, este o variantă. Și gândește, poți să faci tot felul de lucruri, pui un, o cameră pe scenă, te duci din perspectiva artistului, în perspectiva chitaristului, te duci în... Îi dai, te duci în public, îi lași omului posibilitatea când vede să schimbe experiența, perspectiva, de unde să uite de pe scenă la marea de oameni poți să taxezi prin SMS dacă vrei să fii vocalist, te costă atât, dacă vrei să fii toboșar băgăm mai puțin E dacă o vrei să fim public, ăla e prețul pentru toată lumea. Golden da? Golden Circle. Da, 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 Golden Circle, da. da. Poate, dacă vrei să fii James Hetfield, acolo ne, nene, bagi cât, cât? Vreo 3000 de euro, cel puțin, să... Da. Da, asta ar fi. Mamă, și cum în sună viitorul. Mă da. pe radio, pe Facebook, pe chestii de genul ăsta, să încă să mai pot face. Da. O, oricum, E bine cumva că ajută la evoluția tehnologiei în acest sens, că stăteam cam prost. Adică sunt foarte mult am avut cântări unde la fața locului s auzea foarte bine și toată lumea mulțumită și după pe transmisie ți era rușine să dai șer. Dar nu că ai cântat-o prost, ci că s auzea și nu era de la tine din cauza frecvențelor de bandă, de internet, de mai știu eu ce. E, cu ocazia asta să reglează și treaba asta. Și să evoluează, până la urmă omul este o ființă adaptabilă... Păi asta o, să... o gândeam, că trăim să... în viitor versus... Da. Și știi cum se spune? Că perioadele de criză sunt pline de oportunități. Și, și suntem și... inventivi, da. Și suntem inventivi, să nu uh -huh. uităm ce s-a întâmplat în pandemiile anterioare, când s-au inventat tot felul de lucruri, pe care în momentul ăsta nu le mai știu, deși vreau să le știu. E ok. Da. Artiștii sunt mai creativi, de pildă. Uită-te la Narcis, a scos câte piese? Câte acum, pentru câte trupe? A, până acum m a scos vreo șapte, cred. Are șaptișpe... Șaptișpe m-am de, -am de Da. Am înțeles, mai ai timp. Se pare că mai e timp o vreme să lucrez la... Da, nu știu ce să zic, Eu am fost crescut pe vapor, sunt obișnuit cu izolatul, nu m-a luat pe... Mi-mi place să stau în casă și singur, n-am nicio problemă de genul ăsta, n-am fost... Adică și și am fost și în turnee vara întreagă, ultimii trei ani, fiecare vară, de am stat acasă, am stat mai mult la hotel și în dubă. Mie mi-a prins bine că m-am apucat să-mi fac studio acasă, am luat pian să învăț să la pian, chestii de genul ăsta. Am avut timp să mă gândesc la ale mele, să mai învăț câte ceva nou. De, am fost mereu, de, cum să zic, adeptul banilor la saltea și să cât faci să pui acolo 5 lei, 10 lei deoparte, că nu se știe niciodată. Și până acum am descurcat, dar ușor, ușor. Să <laughs> <S -se laughs> face să o mai subțire. Da, da să cam subția salteaua și trebuie făcut ceva. Înțeles, nu știu. stai cu dureri de spate. Nu mai carsculele, <laughs> dar se subțiază salteaua. Exact. Tu cum nu ne zi, -ai gestionat izolarea și business-ul? Păi, a fost după un prim șoc inițial, când... De fapt, întâi m-am bucurat. Zic, mama, acum o să reușesc să fac toate lucrurile pe care nu am putut să le fac până acum. Să răspund la cele 100 de mail necitite, care așteaptă de două luni. Fac curat în casă. Fac curat în casă, băi, asta mi-a ieșit. Asta Și mie e... Spital. Spital, deja. Am început să mă duc pe la prieteni. Hai! Prea multă energie. Da, după care am zis, hai să începem, hai să facem planuri, a venit o perioadă de depresie, de dezorientare, după care au început să se așeze lucrurile, să știi, adică e știi când ești în, închis și nu vezi pe nimeni, ai foarte mult timp cu tine. Și mie îmi place să stau singură. Și eu sunt eu sunt ambidextră, da. Introvertă, extrovertă, depinde când e Mercur no, retrograd. Mercur retrograd ambivertă, da. E, ideea este că oricât de mult mi-ar plăcea să stau singură, la un moment dat a devenit prea mult. Recunosc. Și am avut vreo două săptămâni când am fost foarte, foarte down. Da. Oricât de introvertit ești, noi suntem ființe sociale. -ai exact. Cum, tu asta e. sfârșit să stai asta indiferent cât de mult. Da, mă rog, până la urmă n-ai de ales. Oi, de la capăt, vezi ce poți să faci, ce poți să salvezi, ce trebuie să lași, pentru că e și asta o chestie să... Știi să renunți, să știi când a venit momentul chiar să renunți, să nu te ții cu dinții de un lucru până la capăt. Și... Locuiesc pe calea victoriei, încă locuiesc acolo. Și uh, există această constantă, cam la orice oră, cred că mai puțin între, hai să zicem, două noaptea și șase, șapte dimineața, de câte ori scoți capul pe fereastră să fumezi o țigară la geam. Nu trec 5 minute și trece o femeie frumoasă. That's a fact. Și în, în orice cazan cu melancolie aș putea cădea, am acest uh, refugiu. Ceea ce nu s-a mai întâmplat acum. Era gol, gol orașul și pentru prima oară în viața mea am auzit, băi, buricul târgului. O buvniță noaptea. În fiecare noapte, la aceeași oră, cânta buvniță. Și, băi, este suprarealist. Unde Dumnezeu a dispărut toată lumea? Și. Am avut acest nefirez. Plus, da, bineînțeles, mi-am gestionat și eu cred tot așa, vreo două săptămâni. Cred că. Da, sociologii ar trebui să, să, da. să tragă niște concluzii. Aici au fost două săptămâni critice probabil, pentru toată lumea. Hai să zicem două săptămâni această constante, da. Și perioada de Paști. Doamne, ce, ce demență a fost și atunci. Mă, eu recunosc că atunci mi-a fost destul de ușor, pentru că în ultimii... Doi ani am avut eu așa niște pitici să fac cel puțin o sărbătoare majoră singură. Și înainte de pandemie am reușit și un Paște, și un Crăciun, și un Revelion și e, ok, nu e o problemă. Dacă m-am setat dinainte că o să fie da, așa... Bineînțeles. Acum am reușit să-mi fac și ziua <laughs> singură. So. Eu n-am reușit, am fost asaltat de la telefoanele. Păi Hai, eu încă nu? eram în stare de urgență, da. Păi eram, eram, da. Tu ești în mai? Mm. Și tot în mai. Tu? În noiembrie mai vedem. Am înțeles. <laughs> în valul al doilea. <laughs> tu ești în <laughs> <din> valul <laughs> <al doilea>. da. <laughs> okay. Da, la mine oricum e complicat că e pentru noiembrie și pe, a fost colectivul vins, lângă aici vreo 2-3 nu prea mai fost nimic de sărbători. Oh, Dumnezeule, da. Cel puțin în, în 2015 n-am avut ce sărbători. Cred ce că în afară de faptul că omenirea ar trebui să stabilească un plan de supraviețuire clar și coerent pe o mie de ani de acum încolo, adică ar trebui să apară niște oameni care trebuie să mai pună lumea în regulă. Dincolo de asta, cred că dacă ne prinde și al doilea val de pandemie, trebuie să avem câteva planuri. Unu, să avem uh, niște partiuri private cu nu mai mult de 8 oameni, la niște prețuri foarte scumpe. Vine Narcis este unul dintre ei care vine și cântă, să zicem, luăm un exemplu. Underground, și ilegale. Să avem uh, niște locuri de întâlnire ca să nu, nu o luăm razna, să nu avem. Să, să, cumva să salvăm rata de depresie, rata de sinucideri, să, să, să. statul și autoritățile și whatever nu o să ne ajute nicicum în această poveste. Motiv pentru care cred că ar trebui să ne adunăm, să stabilim niște chestii foarte underground și să facem, să le facem noi statul nostru paralel <laughs> care să supraviețuiască în pandemie mult mai bine și mult mai clar ok, avem deja această primă experiență dacă vine și a doua oră trebuie să fim mult mai pregătiți. Da, sau să începem să ne facem forme legale astfel încât când vine, dacă vine și statul te ajută să primești și tu bucățica aia mică, 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 dar contează mai și câteva sute de lei în perioada asta Pai, au contat enorm, enorm, știi? Și să încercăm să ne acoperim singuri, pentru că nu... O să o spun public, m-am mâncat în cur realmente să mă ies din casă și să-mi vizitez prieteni. Și am făcut asta cu hârtiile alea semnate, cu tot soiul de scuze inventate și așa mai departe. Una din scuze, pentru că, ok, lucrez la radio și pentru că am muncit de acasă, am avut un microfon acasă, mă căram cu microfonul după mine, că dacă mă opream miliției, îi spuneam, lucrez la radio și s-a bușit microfonul. Eu de aici în câștig pâinea, m-am dus la un prieten să-l repar, că este închis peste tot. Și asta era scuza și realmente am tot umblat cu microfonul după no. mine. Mai am și o prieten care mergeau cu chitară oriunde, chiar dacă nu cântau sau nu aveau <laughs> Era husă și <laughs> doar de dragul, dacă l-o prește cineva, uite, mă lua repetiții sau mă la undeva să cânt sau nu știu ce. Da, vei voie să mergi la repetiții? Nu știu este dacă... Este cumva profesia ta, nu? Ah, ok. Treceam, mă duc la muncă, practic. Și Cunosc cazuri de jurnaliști, da, colegi jurnaliști care chiar se duceau la muncă și bă, mai oprea cât un organ și ai domnule, dacă v-ați găsit, păi stai -mă un pic că That's the job. Jurnalismul, tocmai că în perioada asta ca jurnalist, bine, depinde pe ce ești axat, dar cam mai treabă. Nu pe evenimente, da. Bogdan, e... tu ai Nu? Acum ai luat-o, t vinovat acolo, L am înțeles, și cu masca în barbă. Ok, băi, mulțumesc că ați venit mulțumesc. și să mă -mă 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 -mă. punem lumea în regulă cumva, adică îmi place să cred că vom dezbate uh, și în viitor uh, lucrurile de așa natură, încât să supraviețuim mai bine, să avem muzică să a... și să meargă business-ul ăsta, care business-ul ăsta basically chiar ne face viața mai frumoasă, dincolo de în casările financiare. Băi avem muzică, frate, îmi cântă cineva live la chitară. Wow! Da, eu am observat o creștere mare în creativitate, cel puțin în cel în care mă învârt eu și asta cumva ne-a prins bine, iar și când sunt... Am început să facem ca pe afară, că ei își au 2-3 ani de turneu sau cât îi duce ficatul și după aia vreo 2, de pauză și doi de creativitate, deci cumva asta e anul nostru de... Știi, a fi creativ. după toată oala asta pusă pe de noi și de facem. izolare și... Uh, Faptul că au explodat acum tot soiul de lucruri absolut neplăcute, băi trebuie să le vedem și pe alea pozitive. Ok, tu ai lucrat la atâtea piese, hai frate să le vedem cumva și hai să facem lumea să, să poată să-și plătească bilet. Cred că petrecerile astea underground 80 oameni ar fi o idee no, foarte bună. Ne vapur. Multe și dese. Să, da. Ne luăm un vapor și mergem pe, pe internaționale. Da, da, da. Niște... o cameră, o zonă, știi? Un parț așa în cămăruțe, unde se poate să stea opt oameni, silent party, mm -hmm. căști, i ai împrăștiat și poți să faci cu câți vrei. O, o cameră pală. de la vedere să ne țină departe de poliție? Da. Dar nu, că e perfect legal să faci o treabă de genul ăsta. Why not? Atâta timp cât sunt separați, de ce n-ai face? Știu niște subsoluri în București asta. Un circuit TV ca să se vadă unii pe alții? Uite, vezi? începem vezi? Încep să ne vină idei. Ok, vom lucra la asta. Dacă ne ascultă cineva și are idei, așteptăm propunere în acest sens, pentru că trebuie să supraviețuim cu toții și să ne și bucurăm de viață. Mulțumesc mult că ați venit! Mulțumim! Mersi, mersi. Mersi. Pa, pa.